Pe strada Poptelecan din Reșița se desfășoară lucrări, tot în regie proprie, lucrări ample, ce vizează modernizarea carosabilului, crearea unor locuri de parcare, peste 20 de noi locuri de parcare vor fi create aici, s-au înlocuit deja borduri, s-a lucrat la sistemul de canalizare, au fost amplasate 3 guri de preluare apelor pluviale, într-un cuvânt lucrări ample și lucrări pe care reșițenii din această zonă le așteptau de mai multe vreme. E adevărat că nu putem satisface toate solicitările în același timp, ne dorim mult mai multe, dar am prioritizat lucrările și este bine că cetățenii aici, la fața locului, pot fi beneficiarii unei suprafețe moderne, unde să-și parcheze mașinile în condiții corespunzătoare, accesul să fie la fel corespunzător. Au fost deja 2 solicitări adresate nouă conducerii primăriei de cetățenii din zonă, care mai doresc anumite extinderi în ce privește și modernizări, ce privește atât carosabilul, cât și accesul la un loc de joacă pe care noi l-am creat aici. Știți că la Reșița n-au prea fost locuri de joacă pentru copiii noștri. Am avut 3 locuri de joacă în 2008, acum avem peste 40. Dar mai sunt lucrări, cum spuneam, de făcut în continuare, de executat. Valoarea acestor lucrări este undeva la 80.000 de roni, puțin mai mici decât cele de pe strada Peleaga. Acolo valoarea a fost 99.000 de roni. Suprafața carosabilă supusă reabilitării are undeva la 700 de metri pătrați și cuprinde atât accesul spre zona de parcare, cât și coborârea către grădiniță. Aici a fost un dezastru. Păi câțiva ani buni, exact nu pot să vă spun, dar sunt câțiva ani care nu mai putea să meargă nici mașină, nu mai puteau să meargă. Mai e o porțiune mai jos acolo, tot piatră publică. Domn primar a spus că așa cum primește bani și cum poate, le rezolvă. Îmi arăta foarte rău. Nu s-au făcut lucrări de foarte mult timp aici.